Domnilor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Ecosistem. Nici nu mai știam exact cum se numește emisiunea, că când facem, când nu facem, nu e vina mea, neapărat. Îi spun bună seara domnului Eugen Stamate, președintele Organizației Județene a Partidului Ecologist Român. Bună seara, Gabi, bună seara, dragi călățeni. Sunt bucuros, onorat și să știi, Gabi, că facem emisiunea și mai avem și alți invitați pe care, în emisiune în care o moderez. Acum e rândul tău ca să pui întrebările cele mai dificile. Să luăm pulsul pieței la cald, cele mai fierbinți evenimente care le trăim în zilele acestea. Discutăm despre aceste subiecte împreună. Ce poate fi mai fierbinte decât ceea ce s-a întâmplat în Parlamentul European, unde a luat cuvântul și premierul României Viorica Dăncilă și referendumul care va avea loc sâmbătă și duminică, cu privire la modificarea Constituției, referendumul familiei, cum se numește. O să începem cu ceea ce s-a petrecut. Ați urmărit ceea ce s-a petrecut în Parlamentul? Foarte puțin. Foarte puțin am urmărit, domnul Chifu. Ce să spunem? Poziția premierului României a fost receptată pozitiv, a fost apreciată după toate glumele care s-au făcut pe seama domniei sale. Iată acum o poziție fermă și care ar putea folosi României, deși semnalele nu sunt tocmai pozitive. România e sub lupă, sub observația Uniunii Europene. Nu știu de ce mereu sunt probleme la noi. Grecii au făcut ce au vrut, maghiarii la fel. Văd că nu a făcut nimeni nimic. România, văd că mereu e un fel de rudă sărac, așa, la Uniunii Europene. Nu vi se pare? Păi, știm foarte bine că avem o Europa cu două viteze, avem o cameră importantă unde se dezbat, se tranșează anumite probleme și strategii pentru Uniunea Europeană. E o anticameră, e o altă cameră mai micuță, un antreu unde se regăsesc alți membri ai Uniunii Europene. Probabil noi nu avem încă maturitatea unei clase politice suficient de bine pregătite, cum a spus noastră, grecii, polonezii sau ungurii, ca în momentul în care reprezintă țara sau merg să reprezinte drapelul țării în care trăiesc, au o singură voce, au o singură atitudine, e o simfonie și totul merge la superlativ. La noi, după cum văd circul ăsta, nu spun acum că au dreptate doar unii sau doar ceilalți. Adevărul undeva pe la mijloc. Pentru că, clar, sunt anumite lucruri care trebuie să se întâmple, altele care ar fi trebuit să se întâmple. Problema cea mai mare e că atunci când mergi la Bruxelles, e urâtă țigănia asta, să apară român de-ai tăi, să-ți dea cu bățul la picioare și să-ți arunce tot felul de cuvinte. Te pui de comun acord cu toți aceștia, ai o întâlnire preliminară, e vorba de interesul României, e vorba de modul în care este percepută România la nivelul Parlamentului European. Nu e nevoie nici de circ, nici de care e mai tare în discurs sau în atitudine, ci e important să ne vedem noi interesul nostru. Iar interesul nostru, dragi gălățeni, cred că e acela de a lua cât mai mulți bani europeni, a ne crea o infrastructură solidă și sănătoasă pentru că țara noastră are nevoie. Avem nevoie de investiții importante în România. Din păcate, ne legăm de aceleași lucruri și și rămânem parcă suntem anchilozați în niște argumente din străvechime care nu se mai termină niciodată. Într-adevăr, poate că se fac pași prea mărunți, poate că atitudinea și modul în care s-au dorit anumite schimbări în justiție nu au fost suficient de bine dezbătute și corect puse în tapet, dar haideți să ne uităm la lucrurile cu adevărat serioase și importante. Nu mai reușim să vedem pădurea din cauza copacilor. Ne tot lovind de amănunte, iar banii aceia europeni care ar trebui să se reverse în exercițiul financiar 2014-2020, ne uităm iar la rată de absorție fix. Într-adevăr, au început să se mai deblocheze, dar e foarte puțin. Iar ne trezim că suntem în 2020, cerem o prelungire a termenului de absorție, iar ne trezim în 2022 și, de fapt, noi în loc să ne vedem interesul nostru ca români, în loc să fim uniți
În interior aici discutăm și dezbatem toate problemele, pe justiție, pe economie, pe interese partidice sau parapolitice, dar în momentul în care apari într-un Parlament European, într-o Comisie Europeană, mergi în alte instituții externe, trebuie să fie o singură voce și o voce care să reprezinte doar România și să vorbească despre binele României, despre ce reprezintă și care este strategia României de dezvoltare pe următoarea perioadă. Galați poate fi considerat o excepție, pentru că, cel puțin la nivelul Consiliului Județului, sunt proiecte în derulare cu bani europeni de peste 180 de milioane de euro. E foarte bine. Sunt anumite plus, dacă mai punem și banii de la care sunt în administrația municipalității, sunt proiecte și acolo. Domnul Chifu, la Consiliul Județean s-a votat și s-a dovedit că direcția de proiecte a Consiliului Județului Galați este o direcție care își face foarte bine treaba. Împreună cu președintele au o direcție în care merg, au anumite... Dezvoltare regională. Au o pregătire în acest sens, se reface infrastructura pe zona de drumuri județene. Sunt lucruri lăudabile care trebuie să se întâmple. E o normalitate. Vorbim de acei bani europeni care... Bine, aceștia sunt extrem de importanti și bine că îi luăm, dar cred că puteam mult mai mult. Mă uitam ieri și citeam știrile, s-a făcut o alianță, o nouă alianță a Vestului. Probabil sunteți la curent cu ea. Și ați văzut că Clujul cu Timișoara, cu Oradea și cu încă o... Arad. Și Aradu au făcut o alianță a Vestului pentru a nu mai sta la mâna Bucureștiului pentru toți banii ăștia europeni, ci vor să acceseze banii direct de la Bruxelles și să nu mai aibă... Noi ne tot chinuim să facem... Nu cred că va fi posibil. Da, e chiar posibil că a fost și semnat, este chiar încheiată și e rezolvată problema. Proiectele peste 5 milioane de euro se pot accesa și se pot lua direct din zona respectivă. Proiectele astea de importanță. Și mai ales creând această zonă mare, fiind unii lângă ceilalți, și mă uitam și stăteam și eram un pic așa cam trist, că tot ne împiedicăm de Galați-Brăila și nu reușim să semnăm acele documente pentru a deveni zona metropolitană. Poate, cine știe, dragi prieteni, că suntem în anul Unirii, în anul centenarului, va veni, ne vor face o surpriză edilii noștri de la Galați și de la Brăila și vor pune pe masa speranței tuturor un document care va fi semnat și ratificat pentru a deveni o zonă frumoasă metropolitană, zona Galați-Brăila. Da, sperăm. Speranța moare ultima, dar uneori moare și ea. Adică în Galați, în această zonă este nevoie cofit, tunel, pod, aeroport. Este nevoie de una dintre aceste trei. Unul dintre aceste trei obiective, neapărat. Sincer. Pentru a ne putea dezvolta. Și de un drum expres, bineînțeles, care să ajungă. Nu că e vorba despre Express TV și noi suntem aici la Express TV, dar de un drum expres avem mare nevoie. Cu siguranță o legătură cu București, o legătură, s-a tot discutat de o autostradă a Estului, pentru că toate fondurile și toți banii cei mulți se duc către zona vestică. Asta e, nu ne reprezintă nimeni, nu are cine să vorbească despre noi, nu are cine să ne poarte interesul acolo unde ar trebui. Știm și noi foarte bine, în Parlamentul României, în Guvernul României, în Parlamentul European, pentru că, practic, fiecare își face lobby din zona în care pleacă și își coagulează în jurul lui niște colegi și alți membri. Aici, cred că n-ar fi nicio supărare, domnul Chifu, mă gândesc, dacă toți parlamentarii gălățeni și brăileni s-ar pune de comun acord pe niște proiecte de anvergură, niște proiecte importante pentru zona noastră și să facă lobby la Guvernul României, măcar să ne dea și nouă să înceapă pentru anul 2020 investiții majore în zona noastră. Dar, din păcate, iar suntem ocoliți. Da, iar suntem ocoliți, dar vă întreb dacă dumneavoastră veți ocoli secțiile de votare sau veți merge la referendumul pentru familie de sâmbătă și duminică. Domnul Chifu, trăim într-o familie normală, într-o familie autentică, unde și aici ar trebui să, și prin intermediul dumneavoastră, să încurajăm pe tineri, să încurajăm pe gălățeni să participe la vot, pentru că de multe ori este falsă pusă problema și în mediile naționale și pe alte canale, tocmai pentru a distrage atenția și a distrage populația de a merge la vot. Subiectul principal în modificarea Constituției, domnul Chifu, e clar că este acest
element care ar trebui clarificat. Încă nu este în Constituție. Familia este constituită dintr-un bărbat și o femeie. Iar lucrul acesta e clar. Sunt atâtea dezbateri, sunt atâtea discuții, ne uităm și nu înțeleg de unde atâta răutate și pe cine deranjează atât de mult această normalitate. Pentru că de 2000 de ani, de când este Biserica Ortodoxă Română, viața autentică, trăirea tradițională a fost întotdeauna între un bărbat și o femeie. Acum nu putem nega că sunt și anumite zone, dar nu putem să nu introducem în Constituție acest lucru. Bineînțeles că voi merge și voi vota la referendum pentru, da, pentru această modificare, este normal, și îi încurajez și pe toți cei care într-adevăr sunt creștini, sunt ortodoxi și nu numai ortodoxi, creștini în general și care cred în Dumnezeu, să participe la acest referendum și să-și pună poziția în funcție de cum dorește. Da. Totuși, cum vedeți faptul că nu a fost mediatizat suficient acest referendum? Parcă... Domnul Chifo, sunt discuții și dispute pe la tot felul de televiziune. Am văzut personaje care de-a lungul timpului și-au lipit o etichetă fiind împotriva bisericii. Să înțeleagă toată lumea. Nu este o problemă între biserică sau între preoți și laici, Doamne ferește, sau între cei care sunt de o altă orientare sexuală, ci dimpotrivă. Acest lucru trebuie clarificat în Constituție pentru că el este prevăzut în Codul Civil. Dar nu este prevăzut în Constituție, iar acest element este extrem de important ca să definească în toate țările civilizate. E definită familia ca o legătură între un bărbat și o femeie. Și sunt adoptate nu de acum, din anii 80, 85, 90, 97, 90. Noi suntem puțin mai târziu, dar s-a considerat acum că este necesar. Este o discuție totuși puțin mai complicată aici, în ceea ce privește cei care sunt, spun da pentru referendum, sunt considerați pe cei care spun da pentru referendum, îi consideră cei care sunt în tabera adversă ca oameni cu viziuni înguste, fasciști, unii sunt numiți, pe când unii numesc pe ceilalți prea libertini, nu prea deschiși, inconștienți, să spunem. Și eu sunt de acord că familia se bazează pe uniunea dintre un bărbat și o femeie, așa cum este nu din antichitate, ci din geneză, până la urmă. Adam și Eva, nu, au fost primul bărbat și prima femeie care au apărut pe acest pământ. Uniunea Europeană este mult mai permisivă și legislația europeană. Și ni se dau exemplul celorlalte țări din Uniunea Europeană, unde viziunile sunt altele. Nu sunt atât de multe, să știți, cele care sunt atât de permisive, cum spuneți noastră. Dar hai să ne uităm că România este o țară preponderent creștin și creștin-ortodoxă. În biserică, când mergi și vezi pe iconostas acolo în biserică, vezi icoana în stânga, icoana Maicii Domnului cu pruncul în brațe. E definită clar familia, părinții Maicii Domnului, toți din străvechime adăugându-se, domnul Chifu, sunt lucruri extrem de importante, dar și sensibile în același timp. Nu este o luptă, o bătălie, domnule, că câștigă unii sau alții. E un act de normalitate. Și așa ar trebui să fie. În Constituția României prevăzut foarte clar și definit din ce este constituită o familie. O familie autentică. Noi, pe tărâmurile noastre, nu vorbim de alte țări. Noi așa am găsit și așa am primit de la moșii și la strămoșii noștri. Dar ați văzut că și acolo nu este definit clar. Tocmai da, așa e problema. Între doi soți. Nu se spune între un bărbat și o femeie. Lasă loc la interpretare, fiecare interpretează. Tocmai de aceea se realizează acest referendum, nu? Bineînțeles, ca să clarifice și dacă populația, cu siguranță, vor ieși oamenii la vot și nu vor lăsa lucrurile la prea. Cei din tabăra... Au încercat să-l asocieze cu negativiștilor, celor care o să voteze nu sau nu se vor duce la vot. Spun că această treabă e o manevră politică de a arunca praf în ochii populației, de a abate atenția de la probleme mai grave. Domnul Chifu, dacă o populație preponderent ortodoxă
creștină. Hai să ne aducem aminte și când a fost momentul cu introducerea orei de religie. Tot așa au fost câțiva factori externi și anumiți interni care au dorit să disturbe acest element. N-a fost niciun fel de problemă, s-a dovedit că lucrurile au mers foarte bine înainte, sunt foarte bine primite și acceptate. Nu înțeleg de ce anumite persoane vor să iasă în evidență doar prin anumite acțiuni și activități, fiind numai contra. Asta nu pot să le înțeleg. Credeți că se va realiza cvorumul? A, cu siguranță, da. Cu siguranță, da, se va realiza și cred cu siguranță să fie adoptat și această modificare în Constituție, pentru că, v-am spus, consider că este una normală. Eu cred că, din păcate, spun din păcate, nu se va realiza cvorumul. Îmi doresc să realizeze, dar după toate aceste discuții, după faptul că ținând cont de faptul că nu a fost mediatizat suficient acest referendum, ținând cont de faptul că unii sunt vehemenți, cel puțin oamenii de artă și cultură sunt extrem de porniți, să spunem, mulți dintre ei, nu toți, împotriva acestui referendum, cum că se îngrădesc libertățile cetățeanului, cum că suntem înapoiați, cum că suntem... Să participe domnul Chiful la referendum, să-și exprime votul așa cum doresc. Ar fi cea mai corect. Că se practică ceea ce discutam noi în emisiunea din anii trecuți, vă aduceți aminte, faptul că românii nu se duc la vot. Sunt nemulțumiți, dar unii sunt nemulțumiți, dar nu se duc la vot. Să spună da sau nu, până la urmă, să vadă... Ar trebui obligativitatea votului și în momentul acela ar avea legitimitate și cei care sunt aleși și sunt reprezentanți, indiferent cum, în ce formă merg, în Camera Deputaților, în Senat, în Parlamentul European, în Consiliul Local Județean și Primărie. Da. Eu sper că se paraliza vorumul, că oamenii vor merge la vot, chiar dacă poate unii mă vor considera naiv, alții fascist, îmi asum. Dumneavoastră mergeți la vot cu soția și cu Eric. Da, Eric. Eric nu votează, dar merge și el să vadă cum... Da, pentru că secția de votare va fi chiar lângă noi, acolo la școala numărul 26 și sper să fie cât mai multă lume la vot. Ca să închidem acest subiect și să abordăm ultimul subiect al acestei emisiuni, mai avem foarte puțin din această emisiune, când veți face prima acțiune ecologistă, să spunem, în viitorul apropiat, până la finalul anului? Păi, o să fie, cel puțin în următoarele 3 săptămâni, o să fie iarăși o campanie de plantare de copaci. E un proiect ambițios, va fi o campanie de plantare de copaci, cred că tot în Comuna Vânători. Intenția ar fi de 30.000 de salcâni. Știți foarte bine că anul trecut pe o fostă groapă de gunoi în Comuna Vânători s-au plantat aproximativ 10.000 de salcâni și 100 de steșari. Încercăm anul acesta să continuăm campania de plantare și să fie o pădure foarte frumoasă și peste 5, 10, 20 de ani să ne putem mândri cu ceea ce am făcut acolo. Și vor mai fi și alte, domnul Chiful, nu vă faceți griji noastră, că noi, ecologiștii, lucrăm. Trebuie, un jurnalist trebuie să-și facă griji, asta e meseria lui. Da. La cât mai multe, noi vă dorim, pentru că știu că îmbinați, sunteți și membru al Clubului Rotary și în același timp și ecologist, îmbinați, ați reușit să aduceți ecologia și în cadrul Clubului Rotary? Nu, există un proiect național, un proiect guvernamental al guvernatorului, Rotary plantează și vreau să spun că este un proiect inițiat de la Oradea, un proiect în care s-au plantat, cred că până acum, aproximativ vreo 500-600.000 de copaci, de arbori. Ceea ce nu este puțin lucru. Se dorește a se atinge ținta de 1.000.000 de copaci plantați. Se fac lucruri frumoase, domnul Chiful. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. A fost o emisiune mai scurtă puțin decât de obicei. Domnul Stamate trebuie să alerge. Mi-aduc aminte acel slogan din campania noastră electorală, Stamate poate? Nu l-ați mai folosit. A fost o... Dar cine știe, poate îl folosim acum în următoarele campanii electorale. Stamate poate, da. Poate. Poate. Și o lăsăm așa cu semnul întrebării. Poate? Nu știu, vedem dacă poate. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. A fost alături de mine domnul Eugen Stamate,
președintele Organizației Județene a Partidului Ecologist Român. Aceasta a fost emisiunea Ecosistem. Știți-o rămâna dintotdeauna, să fiți iubiți de Dumnezeu. La revedere! Doamne ajută!